ce legătură are Crăciunul cu brazii într-un loc unde, în Palestina, nu sunt brazi unde s-a născut Hristos și nici nu a nins vreodată. Practic, mi-am dat seama că am ajuns să trăim un Crăciun fără Hristos, un Crăciun din care lipsește Hristos și a fost înlocuită toată bucuria sărbătorii de o mitologie străină de tradiția noastră creștină, de mitologia germanică a spiritelor pădurii, a spiritelor brazilor, a piticuților, care sunt foarte simpatici și această mitologie este de-a dreptul fascinantă și feerică și magică și cum vreți să-i spuneți, dar nu are nicio legătură cu Crăciunul. Putem să facem, dacă vrem, o sărbătoare seculară a piticilor, îmbrăcați în alb și roșu, cu barbă, care aduc eventual cadouri cumpărate de părinți, dar asta nu are nicio legătură cu sărbătoarea Crăciunului. Este un proiect născut dintr-o experiență personală. După mulți ani de la terminarea facultății de teologie, am avut ocazia să, într-o mică comunitate, să particip la strană, să învăț să cânt, să învăț tipic și să descoper altfel teologia. Să o descoper practic din textele liturgice și pot să spun că am învățat mult mai multe citind și cântând la strană decât din manualele, tratatele și studiile de teologie. Probabil că participarea la viața liturgică este mult mai prețioasă decât studiile teologice, desigur, fără să se excludă una pe alta. Învățând cum este, care este cursul anului liturgic, care este logica liturgică a sărbătorilor, mi s-a părut că am înțeles ceea ce destui dintre noi știm, că această cateheză liturgică este baza vieții noastre duhovnicești și că ar fi minunat ca această, aceste cunoștințe elementare să înceapă de la vârste mici. În aceeași comunitate am văzut că de la vârste mici copiii au acest simț duhovnicesc care îi ajută să priceapă învățăturile bisericii din cântări, din rânduială, că pot foarte bine să descurce, să cânte, să învețe corect să cânte, să citească corect și sunt de-a dreptul pasionați, pot înțelege lucruri înalte de la o vârstă foarte mică și aceste mici cateheze pun niște baze solide în creșterea lor duhovnicească ulterioară. Mi se pare adesea că noi creștini ortodoxi suntem de-a dreptul analfabeți în ceea ce privește teologia elementară. Pe piața noastră de carte, asemenea cărticele pentru copii nu prea există, cred că nu există deloc o asemenea cateheză elementară, liturgică. Există cărți despre sfinți, vieți de sfinți, povești cu tâlc, există rescrieri ale Sfintei Scripturi, dar un alfabet al vieții liturgice nu există, așa a pornit. Și împreună cu doamna Mihaela ne-am gândit la o colecție în care să explicăm sărbătorile importante, marile sărbători, pentru cei mici. Așa a apărut ideea acestei serii Sărbători mari pentru copii, pentru cei mici. Da, tot de la experiența pe care am avut-o cu copiii în această comunitate, am constatat că din momentul în care ei pot să citească, practic, să folosească aceste cărți, se pot implica și pot înțelege. Pot înțelege aceste lucruri care nu presupun o cultivare intelectuală foarte înaltă, ci mai degrabă un suflet viu. Capacitatea lor, a copiilor, de a percepe cu sufletul este mult mai mare decât a multora dintre noi, tocmai datorită curăției, și sunt capabili să înțeleagă. Deci, de la câți ani are un copil când deja știe să scrie, să citească, 8-9 ani, cred că este suficient să înțeleagă dacă este implicat cu răbdare în această rânduială a bisericii. Da, asta este vârsta. Și
În construcția acestei serii am pornit cumva sistematic de la modul în care este organizat anul bisericesc. Avem ciclul pascal, care începe cu triodul și se termină cu ziua cincizecimii. Avem două perioade simetrice, cumva, care sunt reprezentate, sunt personificate aceste două perioade din cadrul marii perioade pascale, sunt personificate în tradiția bizantină de două personaje foarte simpatice, Doamna Păresimilor, personificarea Apostolului Mare, și Doamna Cinzecimii, personificarea perioadei dintre ziua Învierii și ziua Cinzecimii. Este o tradiție bizantină foarte veche, pe care am preluat-o și am adaptat-o într-un mod, zic eu, original. Sunt două băbuțe, două bunicuțe, de fapt, care pas cu pas le explică nepoțeilor, copiilor, prietenilor mai mici ce înseamnă postul, de ce postim și ce sunt, care este fiecare pas care ne conduce către punctul final, Paștele sau Cinzecimea, fiecare duminică din acest interval, fiecare treaptă. Fiecare dintre ele are caracteristicile care o definesc. Cea din perioada postului este mai tăcută, mai austeră, mai retrasă, așa cum ar trebui să fim în timpul postului, iar cealaltă este mai sclăbie, mai luminoasă, mai darnică, mai colorată. Și ajungând la culoare, trebuie să spun că succesul acestei serii și capacitatea cărților de a transmite mesajul se datorează și ilustrației excepționale. Ne-a trebuit mult timp să găsim un ilustrator bun care să știe și icoană și desen și să aibă o capacitate excepțională de a intra în miezul textului. Uneori am fost surprinse cât de bine a reușit să exprime în imagine mesajul. Domnul Ovidiu Gliga ne-a salvat proiectul, pot să spun. De fiecare dată când primeam ilustrațiile, eram surprinsă de cât de bine înțelesese ideea cărții. Da. A fost și aceasta rodul unei experiențe. Mi-aduc aminte că acum câțiva ani mă plimbam pe străzile Atenei într-o zi de noiembrie, destul de călduroasă, de senină, și toate magazinele erau deja excesiv și obositor împodobite cu lumini, luminițe, Moș Crăciuni, steluțe, fulgi de nea, de plastic, țurțuri de plastic, globuri, brazi. Și atunci mi-a venit un gând, dar aici nu ninge niciodată, sunt aici de atâția ani, de 10 ani, și n-am văzut niciodată să ningă de Crăciun. De ce atâta zăpadă pe magazinele astea? Și în definitiv, ce legătură are Crăciunul cu zăpada? Și ce legătură are Crăciunul cu brazii într-un loc unde, în Palestina, nu sunt brazi unde s-a născut Hristos și nici nu a nins vreodată. Practic, mi-am dat seama că am ajuns să trăim un Crăciun fără Hristos, un Crăciun din care lipsește Hristos și a fost înlocuită toată bucuria sărbătorii de o mitologie străină de tradiția noastră creștină, de mitologia germanică a spiritelor pădurii, a spiritelor brazilor, a piticuților, care sunt foarte simpatici și această mitologie este de-a dreptul fascinantă și feerică și magică și cum vreți să-i spuneți, dar nu are nicio legătură cu Crăciunul. Putem să facem, dacă vrem, o sărbătoare seculară a piticilor, îmbrăcați în alb și roșu, cu barbă, care aduc eventual cadouri cumpărate de părinți, dar asta nu are nicio legătură cu sărbătoarea Crăciunului. Așa de aici a pornit, a fost o criză, o enervare,
pur și simplu, o oboseală, pentru că în fiecare an se întâmplă același lucru. Pe 1 noiembrie începem podobirea magazinelor în Grecia și este foarte strident. Mi-am dorit să scriu o poveste de Crăciun fără braz și zăpadă și fără Santa Claus, fără Moș Crăciun Santa Claus, să o plasez într-o zonă unde nu ninge. Am plasat-o într-o insulă din Marea Egee, unde este cald, este plăcut în timpul iernii, nu ninge, cum spuneam, și deconectată de lumea surogatelor și a device-urilor care ne înconjoară și care ne umplu, inclusiv perioada sărbătorilor de Crăciun. Aceasta a fost ideea de început, apoi am combinat-o cu o tradiție bizantină, potrivit căreia între Crăciun și Bobotează, Sfântul Vasilie cel Mare călătorește în lume, în lumea creștină, căutând copii credincioși, copii buni, cărora le oferă daruri materiale, dar în primul rând daruri duhovnicești. El este cel care practic tâlcuiește această taină a întrupării, care în rânduiala liturgică se concretizează în câteva sărbători ce se desfășoară pe o perioadă de 40 de zile, practic, Crăciunul, tăierea împrejur de pe 1 ianuarie, Boboteaza și apoi întâmpinarea Domnului. Pe toată această perioadă, cel care povestește și explică sensul profund al fiecărei sărbători este Sfântul Vasilie. De ce? Pentru că tot în tradiția greacă, pornind de la această legendă, această versiune bizantină despre Sfântul Vasilie, acest Santa Claus occidental a primit tot numele de Sfântul Vasile. Se spune în greacă Ai Vasilis, acest moșuleț în alb și roșu, culorile Coca-Cola, se numește Ai Vasilis în limba greacă. Este, până la urmă, un surogat. În spațiu creștin încă se evită, se încearcă stoparea cumva aceste invazii de mitologie germanică în ceea ce noi numim sărbătorile întrupării. Personajele sunt reale, sunt prieteni de-ai mei mai mici, sunt nepoții ai mei, familia aceasta care ocupă rolul central în poveste, sunt rude ale mele, există, au același nume. Trăiesc și ei într-un loc cumva departe de lumea deslănțuită și încearcă să-și ferească copiii cât se poate de atacul acesta al virtualului, al lumii reale în care suntem obligați să trăim. Stau undeva la țară, doar că nu sunt pe o insulă, fără nume, sunt pe continent. I-am plasat, cum vă spuneam, special în această zonă, rupți, sunt în golful Sfântului Vasilie, nu există acest golf. Tocmai pentru a le da prilejul să se poată concentra pe semnificația sărbătorilor, una, să le trăiască. După cum puteți observa, nu veți găsi în perioada de Crăciun, în poveștile acestea, nu veți găsi nici brad, nici globuri de plastic, nici alte artificii, alte surogate care pe care le consumăm pe perioada acestor sărbători. Ei urmează tradiția creștină a locului, anume că împodobesc o barcă, o corabie. Este simbolul bisericii, corabia, în tradiția bizantină. În plus, da, este un popor de grecii, sunt un popor de
navigator și pentru ei corabia este extrem de importantă și mult mai prezentă decât bradul, care nu există, nu crește în spațiul lor. Și i-am descris cât se poate de autentic, adică chiar nu am făcut decât să îi privesc, să-i ascult pe ei și să-i pun în acest scenariu. Sunt autentici. În ultima carte a acestei serii, Boboteaza cu Sfântul Vasilie, am încercat să aduc mai mult, să aduc și un pic de aventură. Copiii vor descoperi un caiet misterios, vor descoperi în căutarea lor după comor, pentru că au citit multe povești cu pirați, cu comori, încearcă să descopere, au o informație cum că pe acea insulă există o comoară și tot încearcă să o descopere. Vor descoperi într-adevăr o peșteră, o comoară, dar nu o comoară cu nestemate materiale și cu coroane și așa mai departe, ci o comoară duhovnicească pe care o veți afla citind cartea. În plus, am introdus în această poveste și un element din propria mea copilărie. Teo, prietenul eroului principal, Andrei, are un laborator al lui unde cercetează diferite lucruri. Are insectar, ierbar, hărți, glob pământesc, diferite cărți. Așa ceva am avut în copilărie la bunici, care mi-au pus la dispoziție o magazie întreagă să fac ce vreau acolo. Și găseai acolo de toate, de cărți, hărți, desene pe care le făceam, insecte pe care le prindeam, eprubete în care încercam să reproduc experimente. Vreau, nu știam ce vreau să fac, vreau să fac foarte multe lucruri și eram în clasele 5-6, citeam Viața lui Marie Curie și vreau să devin mare fizician, citeam mai știu eu ce și vreau să fac experimente chimice, îmi plăcea să alerg după fluturi și libelule să mi le prind în ierbar, o mai aduceam și pe bunica după mine, acolo îmi scriam. Mi-am scris primele povești, poezii, acolo citeam caietele vechi ale bunicului. Bunicul își scrisese amintirile din război într-un caietel și citeam, încercam să descoper o istorie la care nu aveam acces în perioada comunistă, evident. Da, este un laborator pe care l-am preluat din copilăria mea și l-am plasat în această insulă din Marea Egee. Și cred că este un bun prilej pentru copii, o bună soluție pe care, iată, bunicii mei, care nu erau nici pedagogi, nici altceva, în mod firesc mi-au oferit-o, a copiilor de a se cunoaște pe sine și de a-și descoperi propriile pasiuni, oferindu-le cadrul, spațiul în care să se simtă și liber, dar într-o libertate creativă. Da, departe de ecrane, cred că într-un cadru corect, în mediul său firesc, adică în relație cu natura și în relație cu oamenii, omul e fericit, se simte bine. Practic, atunci când interacționăm cu ceva ce nu este potrivit firii noastre, suntem niște nefericiți, chiar dacă nu conștientizăm lucrul ăsta, chiar dacă pe moment ne incită foarte tare acea experiență, dar cred, un copil având sufletul curat va gusta foarte mult o experiență de genul acesta, care este proprie firii sale. Să descopere el însuși, să fie în interacțiune cu natura, să-i dea libertatea să, știu și eu, să pescuiască, să descopere o peșteră, să scrie, să se descopere pe sine, va fi fericit și nu va mai avea nevoie de alte lucruri, nu va mai avea nevoie de surogate. Încheiem această serie cu sărbătoarea Întâmpinării Domnului. Se încheie ciclul sărbătorilor întrupării. Iar în ce privește narațiunea, povestea se va termina în Capadocia. Îi voi duce în
într-o expediție, excursie pe copii, vom vedea în ce context îi voi duce în Capadocia și acolo vor descoperi cine era acest părinte Vasile, acest ieromonah. Vom afla enigma identității sale.